Sunt indiscret, dar ăsta e rolul meu. În imobiliare. Indiscret. Deci eu între timp vândusem și investiția din Rite Plus System Europe. O companie din grupul Nissan, a cumpărat. Rite Plus System Europe a fost un proiect antreprenorial care a durat 4 ani, 2008-2012. Same day a fost 2007-2017 pentru mine, dar el continuă și acum. Am vândut în 2012 unei companii din grupul Nissan. Și ăla a fost un proiect foarte bun cu un randament bun, în care s-a pornit practic de la zero, s-a extins în... Am devenit lider de piață pe segmentul de install observation, care e o nișă a cercetării de piață, verificam modul de prezență al brânturilor în punctul de vânzare, am extins în țările din fosta Iugoslavie și în Bulgaria și, într-un final, am vândut unei companii aparținând grupului Nielsen. Deci, am avut și acolo o companie avea profit, uh, și după aceea a existat exit. Same day, am avut profit de-a lungul anilor, a existat exit. Pe măsură ce uh, monetizam aceste. Așa, investeam în imobiliare cu precădere, uh, am avut și mai am încă portofoliu imobiliar, dar am avut investiții la bursă. Și cum evoluează uh, investițiile cum... în zona deci, asta de imobiliare? Bursă, imobiliare. Metale prețioase, cam astea sunt. Ce vremuri trăim? În ce ar trebui să-și investească oamenii care au ceva bani puși deoparte, pentru că ei sunt publicul nostru țintă? Oameni care vor să investească, tineri antreprenori, antreprenori care au făcut exit și nu au încredere să-și țină banii blocați în bănci sau, știu eu, temire în ce. Care ar fi oportunitățile momentului, având în vedere că avem războaie, avem situații incerte, conflicte, situații politice incerte? Depinde de fiecare. Știu că ești și consultant și lucrurile nu, astea nu îmi nu, nu permit să, -mi dau, să dau sfaturi. Depinde de, de uh, momentul din viață în care se află fiecare, depinde de apetitul către risc al fiecăruia, de apetitul de a se implica. În general, în viață, uh. sunt trei oameni, trei categorii de oameni care câștigă. Primul, prima categorie e expertul. Ești foarte bun în ceva. Dacă ești foarte bun în ceva, nu trebuie să ai angajați, nu trebuie să ai firmă, înseamnă că de tine e nevoie, un număr cât mai mare de oameni are o mare nevoie de tine și atunci tu vei câștiga. Al doilea nivel este nivelul managerial. Managerul ce face? Face ca 1 plus 1 să dea 3. Deci el crește randamentul, da? Și din acest plus de valoare pe care îl aduce echipei, da? El are și el o componentă și cu cât ai mai mulți, cu atât abilitatea ta de a-i pune în valoare îți aduce de coordonare, îți aduce un beneficiu teoretic mai mare decât omul care își vinde timpul. Da? Ai mulți experți în echipă. Al treilea nivel este nivelul antreprenorial. Câștigul este în zona de antreprenori, când ești și proprietar al companiei. Deci, această formă activă, riscul, e și riscul cel mai mare. Asta ți aduce cel mai mare grad de câștig. Dar dacă nu mai vrei să mai ai Parte de aceste senzații tari și te duci către o zonă de siguranță, trebuie să duci banii în zone. Zona bursieră este o componentă, dar are o anume volatilitate și depinde foarte mult la bursă, e cam viață. Depinde foarte mult când intri și când ieși. În și din orice. Viața nu e așa, sau așa, sau da, e așa. Important e când intri în diverse situații, parteneriate, afaceri, când intri și când ieși. Asta e tot ce contează. Da? Deci, dacă cumperi jos și vinzi sus, și ca să știi, la ce să te raportezi trebuie să stabilești dinainte. Când te duci la cazinou, e aceeași principiu. La cât te ridici de la masă. Dacă ai intrat în casino, fără să te intri doar cu suma pe care ești dispus să o pierzi, și dacă nu știi la câți bani te ridici de la masă, ai pierdut. Da? Ca lecție de viață, așa. Pentru că la casino vei câștiga și vei pierde. Rare ori începi Rareori începi cu pierdere și continui cu pierdere de așa manieră încât să n-ajungi vreodată în cursul jocului să ai mai mult decât ai venit. Problema este că oamenii nu se ridică de la masă. Așa e și în afaceri. Așa e și în afaceri. Deci nu știu când să se ridice, nu se ridică de la masă. Că se, trebuie să stabilească de la început care îi țintă. E, la fel și aici. Asta e cu, cu bursa. Și dacă te-ai ai stabilit la cât vinzi, acel la cât vând trebuie să fie o țintă realistă. Adică să evaluezi compania, să o analizezi și să știi că ea poate să ajungă la acel preț. Și după ce ai stabilit că acea companie valorează acel preț, de fapt, trebuie să vezi dacă ea e subevaluată cel puțin cu 50% față de acel preț, pentru că va trece o durată până va ajunge. Și atunci zici, este acum este prețul la care, care să-mi permită să ies la treaba asta și atunci investești. De deci ce? Cu analiză. Analiză fundamentală, nu doar analiză tehnică. Adică analiza... Bine, pe, câți dintre pe antreprenori au păi atunci ești atunci analiză. nu te duce la bursă. Te să ai -at Nu e jumea, vorba de capacitate. la păcănele. Păi asta e, bursa sunt păcânele. De -aia se și spune, joc la bursă. Dar nu e un joc. Joci la casino. Și și acolo este o știință este pentru că probabilitatea nu te ajută, dar și acolo e o știință. Jocul cu cea mai mare probabilitate de câștig este ruleta. De ce a juca Blackjack? Deci dacă mă duc la cazinou, mie nu-mi place să ies fără bani de la cazinou, <laughs> da? de, dar știu niște lucruri. Eu n-am văzut îmbogățiți în cazinou. Am văzut însă sărăciți din în cazinou. Prin urmare, nu am pretenția că eu o să bat probabilitatea. Deci pentru mine, cazinoul e o distracție. Mă duc din când în când, zic cât stau? O oră. O oră, două, mănânc pe gratis, mă distrez, cât pot să fac? Dacă fac 200-300 de ore, am plecat de la masă. Corect? Și zic, am făcut, mulțumesc, la revedere. Nu, dacă tu te aștepți să te duci să faci aver la cazinou, e o eroare. Nu se pune problema. Ai câștigat vreodată bine la cazino? Adică să nu, te Nu, dar n-am jucat împlinit? ca să câștig, nu. N-am jucat. Deci mai niciodată n-am băgat niciodată la cazino mai mult de Ai am... o preocupare pe care mulți dintre cei de... care ne privesc o wow, au. Valoarea timpului